Hei, înainte să începem videoclipul, vreau să fac o promovare lui IFC LOL și da, am tot făcut promovări în ultima vreme. Are și el vreo 5 abonați, dacă nu mă înșel, face videouri cu Minecraft, Survival Games, ceva NFS, chiar și Hearthstone. Eu am lăsat o anotare pe ecran, link în descriere, să vă duceți să vă uitați pe canalul lui, vedeți dacă vă place, dacă face o treabă bună, dați subscribe, știți și voi chestii de astea. Păi da, cam atât am avut de spus și haideți la episodul de Skaiden. Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am găsit la un nou episod de Skaiden. Haideți să jucăm în continuare. Ia uite acolo. Dum-dum, 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 dum-dum. Hai să dormim repede. Mi s-a făcut Sugar Cane-ul. Uihei! Scuze dacă s-aude că scârție ceva de la biroul meu. Și știu că sună ciudat, dar e greu de explicat. Ia uite, ia uite. Stai, what the fuck? Ah. Ui, mai sunt 50 de ani până să faci asta. De fapt, știi ce? Să spargi asta așa. Lopată. Te invoc, lopată. Da, hai să punem și noi asta aici. Pac, 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 pac. Acum, bă, habar n-am dacă o să meargă mai bine cu sugar cane-urile, dacă e pe sand. Oricum știu că înainte așa era. Acum, habar n-am. Ideea e că... Le punem așa în paralel. Ideea e că n-avem nimic de pierdut. Avem nisip cât vrem noi. Eventual, ia să vedem. Right of fire, glass 32. Fix 32. Îl punem... Asta aruncăm, îl punem aici. Îi dăm drumul în continuare aici să ardă. Și noi ce făceam? Hai să aruncăm chestiile astea. Să ne facem și noi altele. Ce mama necuratului. Ar trebui să țin și eu un stack de cobblestone la mine, că totuși îmi trebuie. Deci cel mai tare lucru aveam la mine, normal. Păi cine să-l vadă, fratele meu? Asta e, cred că, cea mai tipică greșeală care o fac. Nu realizez că am un inventar. Și știu cum e, că m-am uit și eu la alți youtuberi care fac porcării de-astea. Și când mă uit la video sunt relaxat, știi, stau așa, mă uit și mă uit în general la tot, văd ce face, știi? Bă, dacă îmi joc eu, nu știu, mă scapă. Și apoi s-a trezit cu unii, să dau bușmecheri. Bă, ai ratat, nu știu ce n-aveai. E enervant, sincer. Hai să vedem ce facem acum. Am făcut unelte. Mai crezi cu sugar cane, nu vine să strănut. Strănut. Stai, puțin. Nu. Știi, strănut mă... Nu că mă gâtile nasul, nu știu ce naiba. Nu, n-am cum să deschid asta. Nu mă gâtile nasul, mă gâtile așa pe o nară. Și scuze dacă... Parcă sunt răcit, dar nu sunt răcit. Așa mi se întâmplă mie. De exemplu, dimineața când mă trezesc, îmi curge nasul. Și mai încolo nu mai curge deloc, tot ok. Sau în ultima vreme am început să strănut foarte des. Strănut. Hei. Nu e singur care să nu strănut. Să vedem noi aici. Mamă, deci cât iubesc modurile astea de la și avea și pe breazdă. Mamă, ce naiba fac mă ăștia cu Minecraft-ul lor? Ăștia scot Minecraft-ul 1.74 și ăștia nici nu updatează Minecraft-ul pentru 1.72. E enervant, sper să-l updateze mai repede, să-mi bag și un inventory, Twix, un Raze Minimap. Chestii de astea, ce naiba, suntem în epoca pietri! Nu pietri, pietri! Ei da, asta facă mai repede în gherjanie. Știa ce mă gândesc acum? Dacă eram inteligent, puteam să fac un cufăr acolo cu... Da, nu. Bă, ideea e că nu e bine așa. E mai bine așa. Mă întrebase cineva, acum mi-am amintit. Mi-a dat și la PM și a întrebat frumos din partea lui. Rafael, îmi dai și mie voie să folosesc... Fuca! Să folosesc... Fuca vine de la fuck, adică când greșesc. De la moda fuga. Îmi dă SPN și mă întreba dacă îi dau voie să folosesc și el stilul ăsta, cum l-am folosit eu. Prostia asta de chestia cu slab-uri peste tot, știți?
Și nu trebuie să mă întrebați ca să să-mi cereți voie. Adică e frumos, știi, vezi că, bă, uite, omul ăsta chiar chiar de pare de treabă, știi? Dar nu e nevoie să mă întrebați, pentru că până la urmă eu n-aș putea să vă zic nu. Și ideea e că nu e modelul meu, adică nu e modelul nimănui. Eu la rândul meu l-am văzut la altcineva. Numai că el avea cu lemn slaburile astea. Și am văzut și mi-a plăcut foarte mult, adică era tot organizat. Vedeți cum pare și aici, de exemplu, uite așa. Vedeți, totul pare organizat, totul pare la locul lui, avem ferme, de-asta cu chesturi, spawn-uri și toate astea, știți? Și mi-a plăcut. Mi-a plăcut cum a fost și cum era la el și am luat și eu. Deci ar fi cum să vă zic eu, bă, n-ai voie, nu știu ce. No. Să vedem, mai era una aici. Oh my god, ce naiba se întâmplă? Pac, 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 pac. Oh, 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 hai să punem. Așa, nici nu mai realizam. Da, hai să facem asta aici, așa. Sunt curios dacă pot să iau cu lopata mycelium-ul, nu? Dacă avem magnetul, deci nu ne interesează. Ia. Nu, no, fuck. Păi și cum ar trebui să-l iau? Înseamnă că ar trebui să... Da. Deci, vedeți voi, ăsta e enchantment. Și eu am nevoie de chestia asta ca să... Știu că pleznesc din gură, cum fac... Dar n-am ce face. Ca să... Avem acces la enchantment table-ul ăla de acolo. Ideea e că nu-mi pasă mie de accesul, eu îl folosesc oricum. Până la urmă ne filmăm aici pe YouTube, ăla nu știe. Ideea e că spune acolo că avem voie să folosim enchantment table-ul doar când ne dă el voie. Și o să ne dea voie după quest-ul ăsta. Noi nu putem să-i facem quest-ul, așa că o să-l facem... Poate să trișăm într-un fel. O să ne folosim de enchantment table-ul lui. Fără ca el să știe. De fapt o să știe că e lângă noi, dar mă rog, nu contează. Stați puțin că mă deranjează iar PewDiePie asta. Ok. Sper că vă prindeți că glumez, nu? Ok, unde e asta? Aici. Cactusul, aici. Perfect, 18 cactus. Ah, stai mă că aveam 64 aici. Și mi-am... Iar zice, what the fuck, stai puțin, unde e cactusul? Perfect. Avem cartofiori. Nu te vedeți? Dacă țin shift apăsat, apar niște astea deasupra lor. Asta o să ne folosesc la Tomcraft. De exemplu, o rețetă o să ne trebuiască de-asta. Alta o să ne trebuiască asta. O rețetă o să ne trebuiască și asta și asta. Și trebuie să folosim itemele astea. Asta e ideea. Și a început să-mi curg acum nasul cum filmez. Hai să mergem la... La asta. Să ne înșantăm și noi... Eventual nu știu, stai puțin. Da, înșantăm așa, nu-i pasă nimănui. Să ne facem un turnocop cu Silk Touch. Îmi place foarte mult că are un mod ăsta care ne lasă să înșantăm. Și... ne lasă să înșantăm ca lumea, o să vedeți imediat. Așa, nu turnocop, da? Și pe noi ne interesează Silk Touch. Silk Touch, uite, dacă tot înșantăm și Efficiency 5, am Breaking 3. Am 74 de nivele. Deci să ne trebuie 9 nivele, nu? Ia. 42. Paf! Și să-l reparăm 13, dar nu mai avem. Lul l-a reparat. Probabil ca să-l reparăm întregime sau ceva gen. Vedeți cine am folosit de enchantment table. Și e foarte tare chestia asta pentru că da, acolo eu fac experiență incredibil de repede. Deci incredibil și n-am probleme cu enchanturile. Să mergem să luăm de acolo de la văcuță. De la mycelium. Probabil ni s-a făcut și glass-ul.
Deci totul e în regulă. Cât mai silium ne trebuie? 16. 15, 14, 13, 12. Dar de ce numărăm noi? Vedem aici când e 16. De ce n-am enchantat lopata? Pentru că nu ne trebuia neapărat. Adică mergi cu Trnacopul. Pe 16. Perfect. Este ok. Înlocuim cu dirt. Foarte tare, arată frumos. Îmi place. Ce mai avem noi de făcut aici? Mycelium, avem nevoie de glass. Să vedem unde e glass-ul. Glass 32. Am făcut quest-ul. 32, 64, 16. Perfect. Se face și noapte, așteptăm să se facă noapte. Așteptăm, așteptăm. Suntem codați! Nu, Rafael, de ce folosești coduri? Oh, Doamne, Rafael, o să-ți dau un subscribe pentru că ai dat cu 5 secunde înainte să se facă noapte. Hai să fim serios acum. Adică, am văzut câteva persoane care spuneau că dacă ți-ai dat glowstone, acum dă-ți diamond și nu știu ce și nu știu ce. Știți că mi-am dat acum câteva episoade pentru camera cu chesturi. Adică, știi, mi-am dat glowstone doar ca să arate frumos. Nu mi-am dat diamond care l-aș folosi. Sau, stai mă, unde n-ai băs? Ah, e aici? Nu, e, e Rite of Fire, era asta. Ho, ho, aren't you a smart little... Nu pasă. Ne-a dat un flint and steel ca să ne ducem în nether? Dacă nu mă înșel, I want to complete further Rite of Magic. Mi-era frică de asta. Nu. Nu. Aoleu. Bine ați venit în Tomcraft. Da. Ghast tier. Wand of Apprentice. Stați așa. Wand of What the fuck? Huh? Wand of the Apprentice. Nu. O să-mi trăiască un shard ăsta și un o prostie de aia, așa, un shardul luăm de la ăsta. Avem nevoie de gold nuggeturi. Gold nuggeturi. Da, gold nuggeturi luăm de la ăsta. Deci, cred că e ok. Gold nuggeturi. Hai să prindem și neportalul să vedem cum e Nether. Că tot zicea toată lumea. Și o să ne ocupăm de, în episoadele viitoare, de Wand of Apprentice și toate prostiile. Și o să intrăm în Tomcraft, oameni buni. Nu vreau. Lăsați-mă să ies. Da, păi ăsta cred că e ultimul Rite of Fire. Nu, cred că mai e unul singur. Deci, știi, mi-a lăsat cineva comentariu cum ceva gen... Eu puteam să termin seria asta de 10 ori până acum, nu știu ce, nu știu cum. Băi, când am început seria, n-am zis că vreau să o termin în 5 episoade, știi, că puteam să termin imediat. Asta e ideea, vreau să facem acolo să fie, nu vreau să o termin direct. Ia! Oh. Băi! Ah, bă, cine m-a făcut? Bun. Asta e cu netherrack-uri. Mă, băiatule. Păi pasă de netherrack-uri. Noi avem aici de-astea. Asta se folosește aici. Ce repede spare sau cu efficiency. Pac, 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 pac. Perfect. Înlocuim și noi astea pe aici. Hai imediat ne uităm și ce e în chest. Hai să vedem. Nether World-uri. Oh my god, Nether World-uri. Tare. Și să nu costrească să facem și poțiuni chestii. Scuze din nou dacă am scârțit ăsta de la birou, nu știu ce naiba are, că ridic mâna sau când nici de asta așa sau... Biroul meu e din mai multe bucățele de alea și... Începe să scârție. Să trească Soul Sand, să trească să facem o cameră separată pentru ăsta. Hai să vedem ce ne cer ăștia pentru Soul Sand, da? Hai să... Sunt chiar curios.
Abia aștept să ne facem și prima noastră carte, să ne putem face FemGuide-ul. FemGuide-ul ăsta... Să putem să ne mișcăm și noi repede, pentru că avem ocelotul. Soul Sand... Nu. Nu. Ok, un gold nugget. Și ce vrei pentru un gold nugget? Want to sell you. Asta să fie ușor. O să ne facem o fermă. De fapt avem deja de asta. O să îi spamăm cu chestiile astea. Înțelegeți voi? O să fie chiar ușor. Adică o să facem într-un alt ăstea with de la cu gold nugget-uri și ai. Am deschis aici încheiem și un episodul. Sper că v-a plăcut, mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.